Bun, deci salutare, eu sunt Viper și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de un turned pe mapa Hawaii. Ne-am întors aici și practic în acest episod o să ne continuăm aventura, o să mergem spre Alika Base, care practic este baza militară, mai mult sau mai puțin, de pe mapa Hawaii, unde putem să găsim lucruri foarte interesante și nu știu cum de zombiul ăla nu mi-a prins pe o bucată. Dacă eram pe multiplayer, pur și simplu zombiul ăla deja mi-ar fi dat 3 hituri, pentru că pe multiplayer, dintr-un oarecare motiv, zombii aia care sunt maimuțe, pur și simplu îți prind hituri, dar asta nu este important. Practic, în acest episod o să mergem la baza militară și o să vedem ce putem să găsim acolo. O să dăm în spatele, o să dăm cu spatele foarte încet și după cum puteți vedea, sunt foarte hype la momentul actual. Tocmai am filmat episodul trecut și am zis că nu se poate. Mai filmăm unul, așa că ne-am întors aici și practic la baza militară, dacă găsim un mega zombie, din păcate nu cred că o să putem să ne batem cu el, pentru că noi avem în momentul actual undeva la 60 de gloanțe și sincer să vă zic, nu cred că o să fie destule gloanțe să îl batem. Teoretic am putea să facem aici dreapta și să ajungem către vulcan, către chestiile alea, numai că pe acolo o dăm pe dead zone-uri, o dăm pe chestiile alea pentru care încă nu suntem pregătiți. Trebuie să găsim undeva ori un gas mask de la un fire station sau ceva de genul, ori să găsim un biohazard hood. Și am fost la o locație unde putem să găsim gen chestii de research, gen chestii cu zombii aia portocalii care sunt mai șmecheri, dacă pot zic așa, la Holokai Harbor undeva acum două episoade, dar din păcate nu am avut norocul să găsim un gas mask și aparent aici este pur și simplu un accident, gen s-au izbit random 5 mașini și au devenit fiare vechi acolo. Nu știu cum de s-a întâmplat acest lucru, dar uitați-o, boys. Alika Base, baza Alika. Aici avea o bază atât de serioasă, dar n-au făcut față. Coast Guard HQ. Practic, Coast Guardii cred că sunt zombii ăștia, gen oamenii în costume roșii, care practic sunt poliția gen de, nu știu dacă de coastă, nu știu dacă se traduce în gen coast, coastă, gen, mă rog, în fine, practic sunt ăștia roșii și după cum puteți vedea, nu au supraviețuit apocalipsei zombilor, s-au zombificat și ei și practic aici stătea polițistul și noi pur și simplu o să intrăm forțați și trebuie să văd exact unde este mega zombiu. Nu mai țin minte exact, pentru că știu că se poate spawna ori aici pur și simplu în față, ori se poate spawna într-un container, într-o clădire din asta, nu sunt exact sigur. O să-ți dau un cuțit ca să fiu sigur că mor dintr-un shot. De fapt, teoretic, zombiul n-avea niciun helmet, deci murea oricum dintr-un shot. Dar, de fapt, nu cred că este un mega zombie. Este un Avenger, din păcate noi avem foarte puțin loc în inventar. Și ce cred că o să fac? Ok, mai între 4 metal scrap să-mi repar katana. O să vreau să-ți dau ție salvage, o să ne dea 2 metal scrap și o să mai căutăm noi pe undeva încă 2. De fapt, cred că o să dăm salvage la Avengerul ăsta, pentru că, sincer, nu cred că aș avea nevoie de un pistol care se încarcă cu military în momentul actual. Aparent este un pistol italian. Habar n-aveam această chestie, dar o să ne punem aici katana. V-ați mișcat? Și aparent zombii au auzit că am tras de acolo și s-au dus acolo. Bine. O să-ți dăm un repair și o să avem katana aia de 100% cu care putem să batem oricine stă în cale. Acum că îmi dau seama, putem să ne mai upgradăm puțin și overkill-ul. Avem încă 114 XP și sincer nu știu exact în ce mi-aș băga puncte. M-aș apuca să-mi cresc ăsta, immunity to bacteria, zombies, gen virus endurance, pare destul de important. Eu de obicei nu mi-l upgradam pe ăsta, dar presupun că prin virus endurance se referă că o să ne scadă mai greu radiația, ceea ce, well, este un lucru binevenit, dar practic o să vreau să văd dacă putem să găsim ceva arme. Dar după cum puteți vedea, chestia asta este oarecum și un aeroport, mai mult sau mai puțin. Uite un ghiozdan roșu, îmi place că se spawnează gen ghiozdane roșii, după cum tipii ăștia sunt gen, au ghiozdane roșii în spate. Asta chiar e mișto. Și aici, dacă nu mă înșel, e o șansă destul de mică să putem să găsim ceva gen Sabertooth. Mamă, cât de veche e arma asta. Asta era arma de aia pe care o găseai pe Pay, dar e vai de capul ei Sabertooth, gen vai de capul lui Sabertooth, gen, bă frate, e o armă, gen, e un sharpshooter și mi se pare că sharpshooterele pe Antares sunt cele mai useless arme, pentru că au încărcătoare care țin maxim 10 gloanțe și gen sunt la fel de bune ca un pistol. Deci este cam pointless arma, sincer. Deci nu cred că o să ne batem capul cu ea, dar știm că putem să găsim chestii militare. Putem să găsim și haine din astea de Coast Guard, dar nu cred că o să merite să le luăm, pentru că cred că sunt mai încăpătoare hainele pe care le avem, având cargo shorts, cargo pants chiar, cei mai mari pantaloni din joc. Și aparent aici este o mașină Black Dune Buggy. Mă, cât de șmecher arată mașina asta. Și aveam, ok, nu are o roată, dar aveam o ustensilă din aia cu care puteai să scoți roți de la mașini și să le folosești la alte mașini, dar am zis că nu-mi trebuie. Și am aruncat-o. Pe asta a fost o greșeală destul de mare, pentru că acum nu mai putem să avem Black Dune Buggy-ul, care, sincer să vă zic, arăta ca cea mai șmecher mașină care există. Dar, well, ce să zic, ce păcat.
Oricum, mamă cât de mare este baza asta. Bă, chiar arată foarte bine făcută. Gen, îmi place că pe Hawaii, ăsta care a făcut mapa în același timp a pus foarte multe locații, dar a și reușit să facă să pară totul așa de spaced out. Gen, pur și simplu totul are foarte mult spațiu și pur și simplu e o atmosferă de mișto. Bine, poate gândesc prea mult harta, dar tocmai am găsit un GPS. Am și uitat că putem să găsim GPS-uri și aparent, gen, toate chestiile astea sub apă și ăsta prăbușit nu apare pe GPS, dar din câte știți, așa și pe Washington, din câte știți, nu știu dacă știți, dar și pe Washington era exact la fel. Puteai să vezi pe chart lucruri pe care nu le vedeai pe satelit, care nu se vedeau gen din satelit, dar cine a făcut chartul, cine a stat să scrie harta, a marcat adesea și locațiile astea mai ascunse. Oricum, e bine că le avem pe amândouă, pentru că putem să folosim satelitul normal și când vrem noi să vedem ceva, putem să ne luăm chartul. Din ce văd aici, sunt foarte multe Avengere și sincer nu o să le iau, pentru că nu prea vreau o armă nouă. Cred că o să stăm pe civilian ceva vreme, dacă găsiți ceva armă gen armă ca lumea, un assault rifle, un ceva care chiar poate să țină multe gloanțe, cred că o să-l iau atunci, dar un pistol, sincer, nu avem nevoie de el. Aparent ne-a mai dropat încă un GPS, dar nu avem ce face cu el. Zombiule, ești mega... Nu, aici e complicat că mega zombiu arată la fel ca zombii normali și dacă te uiți așa din depărtare, gen, nu-ți dai seama dacă un zombie este puțin mai mare. Dar din câte știu, mega zombiu arată el puțin diferit într-un fel. Și, bă, structura chestii asta este destul de interesantă și aici mai e și o clădire din asta. What the fuck is here? Mamă, frate, deci n-am mai fost aici, boys, cred că din 2017, de când am jucat ultima oară harta, înainte să se dea toate update-urile astea. Deci pentru mine este un fel de nostalgia fest, dacă pot să zic așa. Și aparent ne putem urca sus aici, am trezit și un zombie. Dar, oh well, o să vină el când e cazul. Salutare, boss. Da, efectiv, cum ai prins acel hit? What? De unde vii? Cred că e un zombie de jos și pur și simplu n-are cum să ajungă. E zombie ăla, bă, frate, el încearcă să urce scara, dar e prea mult pentru el. Ok, se pare că nu prea sunt chestii aici, da, nu prea sunt iteme cei drept gen arme și chestii de genul, dar poate sunt mai încolo unde e și locație de genul de, cred că mega zombie se poate spana mai încolo. Bine, acum o să vedem, că gen sunt clădirile alea pe care de obicei le găsești la baza militară și am auzit un zombie care a scuipat, foarte urât din partea ta, sincer, un Avenger magazine, tipii ăștia o dădeau pe Avengere din câte văd, holy fuck, și barca asta poate fi condusă și are, what? Are d-astea să tragi gen cu spatele. Am vrut să trag un glon să văd cum e și aparent zombiul a scuipat pe barcă. Deci unde e zombiul ăla care scuipă că îl instantaneu îi fac felul? Nu-mi dau seama dacă e ăla. Ok, din fericire poarta asta poate fi deschisă cu un generator. Deci dacă facem rost de un generator putem să eliberăm barca asta și pur și simplu să nu mai avem de-a face cu mersul gen... Să ori notăm, ori luăm jet ski-uri, ceea ce pur și simplu nu este o variantă. Pentru că spera proaste jet ski-urile, nu poți să faci absolut nimic cu ele. Dar oricum o să țin eu minte. Sabertooth. Aparent pur și simplu găsesc cele mai praf arme pe Hawaii. La chestia asta nu m-am gândit absolut deloc. Mai bine mă duc la orașe și caut civilian ammunition, că se descurcă mult mai bine decât orice Sabertooth Viper-ul ăsta. Bine, teoretic e și armă pe care o găsești la locații de research. Bă, un Avenger de 100% are 3 gloanțe. Dă-l în pulmă. Bine, până acum la câte Avengeruri am găsit, puteam să strângem lejer un încărcător întreg, dar well, am zis că nu le iau, nu le iau. Mamă, ce jumpscare. Zombiule, foarte urât din partea ta. Era să-mi dai și bleeding. Ok, mai multe, un earpiece, o cască. Da, nu cred că o să fie. Uitați în chestiile astea, mă gândeam eu că o să fie mult mai multe iteme. Lume. Deci, voi vedeți ce... Filtru. Cutie. Cutie. Cutie, cutie. Câteva gloanțe. Am zis să găsesc și eu câteva gloanțe. Explozibile. Ok, sunt foarte multe cutii aici și sincer să vă zic, o să vreau să scap de sucerchit pentru că ocupă 4 sloturi și o să mai luăm cutii și pur și simplu o să le combinăm așa și avem 2 cutii militării de 40 și încă una de 13. Da, inventarul nostru este categorizat ca fiind plin, deci trebuie pur și simplu să facem deja chesturi pe bune. Cred că sincer trebuie să facem chesturi pentru că nu mai am loc de nimic. Mai e, abia ne-am chinuit să mai facem niște sloturi pentru cutia asta. Dar aș lua și un Avenger să-l încarc cu chestii din astea. Încă un GPS. E bine că sunt GPS-urile comune, pentru că nu stai 7000 de ani să-ți găsești un GPS unde să știi gen unde să fii. Că am stat data la chart și cred că de fapt te spawnezi doar în zonele de jos ale mapei, unde sunt ferme și campuri și chestii de genul. Și mape, în partea de sus trebuie să ajungi tu așa prin mers. Pick up chips, Avenger, atât de multe iteme,
dar atât de puțin spațiu. Și cred că va trebui să facem ceva să reparăm această problemă, pentru că, sincer, este o problemă. Da, am prea multe chestii, faci. Nu mai poți, ai prea multe. Sabertooth, ce să fac eu cu Sabertooth? Poți să ai un nume mișto, Sabertooth. Dar dacă ocupi 5 ori 2 sloturi, nu vei fi în inventarul meu. Și mai este și clădirea asta la care n-am fost. What? Deci mi-ai dat o bucată în timp ce ai scuipat? Și ai scuipat la intrare. Deci zombii ăștia scuipători sunt cei mai nesimțiți zombii din ce am observat. Dar aparent, what? Are o dungă ciudată? Ce ciudat sunt. Niciodată n-am văzut un top gen de la unghiul ăsta, dar aparent se gliciuiesc mâinile. Și aparent asta este și ultima clădire din draga noastră bază militară combinată cu aerodroma, combinată cu ce naiba vrea ea să fie. Hui, hello. Și sunt curios dacă există o scară să ne urcăm sus. Și chiar există. Dar nu există absolut niciun item sus. Deci știu că pe Unturned 2, pe vechiul Unturned, pe care am zis că o să vreau să-l joc de dragul nostalgiei la un moment dat, pentru că poți să-l joci gen acum, poți să dai revert la ediția de Unturned, să poți joci Unturned-urile vechi. Sincer, ar fi interesant să-l joc, pur și simplu să țin minte că la aeroportul de pe el, nu la aeroportul, sunt prost, la clădirea asta de pe Unturned 2, de la Golf Course, nu știu dacă știți jocul cum era, dar puteai să te urci și era efectiv o clădire identică și puteai să te urci pe scară și era uite-me aici sus. Și era uite-me în exterior aici, uite-me de ranger, uite-me foarte OP, ceea ce chiar mi s-a părut foarte mișto. Dar, what? Zombie militar. Nu știu cum de existi. Nu știu cum de și-a creat existența un zombie militar printre toți zombii ăștia de Coast Guard, dar cumva ai apărut și nu mi-ai dropat absolut nimic. Bun. Cam ăsta a fost Coast Guard HQ. Din păcate nu s-a spawnat elicopterul ăla foarte mișto care putea ateriza și pe apă și cred că o să avem nevoie de ăla dacă vrem să explorăm dead zone-ul, dar de fapt are un helipad acolo, ne facem treaba și pe el, adică putem ateriza și pe el, dar cred că cam atât a fost pentru draga noastră bază militară, 7000 de Avengeruri cu care nu avem ce face, pentru că nu avem nici spațiu în inventar și nici voința să le luăm, dar unde am putea merge data viitoare, adică locația viitoare, ok, cred că trebuie să mă culc, boys, nu mai am energia aia. Cred că o să mergem la Kini Power și după aia vom merge la Hilo. Ok, lume, am preferat să o iau off-road pentru că pur și simplu ne lua atât de mult timp, în plus dacă o luam pe drum, pentru că drumul ăsta aparent e făcut și el așa mai pe unde e mai plat ca să mergi mai lejer cu mașina, dar în fine am ajuns aici și la Kini Power și după cum v-am zis, practic locația asta este concepută din clădiri foarte negre, foarte gen, zici că efectiv a dat toate făcute din cenușă, dar practic este o locație de construction, ceea ce înseamnă că nu este nimic extrem de interesant, pur și simplu sunt tot felul de construcții din astea, de mașinării, de concepții, că nici eu nu știu exact cum să le zic și aparent este un setup cu două monitoare fără tastatură și mouse și bineînțeles fără scaun, pentru că da, stăm în picioare, este mai sănătoși. Am găsit și un blowtorch și nu cred că avem unul. Ok, în cazul de față o să luăm blowtorchul acesta cu noi și o să mai băgăm și aceste vitamine să ne mai golim inventarul. Bineînțeles, noi avem veșnica problemă cu locul din inventar. Întotdeauna, frate, am fost eu cu locul ăla puțin din inventar. Bă, frate, eu am reparat katana asta și acum are 88%, adică pe bune, nu știam că katana se consumă chiar atât de repede. Dune buggy alb. Ok. Doamne ajută să ai 4 roți și baterie. După cum v-am zis, asta este tot ce cer eu de la o mașină, să aibă 4 roți și o baterie. Și boys, aici chiar am lag. Mi-am activat FPS-urile pentru că am văzut că nu se văd pe filmare, pentru că mi-am pus webcam-ul acum în stânga sus. Am 50 de frame-uri când mă uit spre vulcan. Deci boys, aparent este ceva foarte demanding la vulcanul ăsta. Încarcă niște chestii la care nici nu-mi bate gândul. Dar ce am zis că fac? Că iau Dune buggy-ul. Ok, zombie cățel. Baterie, benzină, 4 roți. Mamă, cât de șmecherie. Ok, fraților, ne-am făcut cu o mașină nouă. Sincer, cred că nu o să mai stau să explorez toată chestia asta, pentru că ați văzut și voi ce este. Decât în turnul ăsta, sunt curios dacă poți să urci cumva în turn. Taxiule, de fapt, cât spațiu ai Dune buggy-ule? Că dacă ai 3 sloturi, are 8 sloturi. O să-mi fie greu să le enunț la toate itemele astea. Am 38 de civilian ammunition box, nici nu mi-am dat seama. Trebuie să renunțăm la glider. Ocupă pur și simplu mult prea mult spațiu și nu vreau absolut deloc să fac acest lucru, pentru că țin la gliderul ăsta ca la ochii din cap. Dar trebuie, lume. Ok. Hai să combinăm cutiile astea. Hai să reîncărcăm Viperul. Am și un Avenger magazine la mine.
un lucru foarte useless. Hai să reîncărcăm și ăsta ca să mai consumăm încă două gloanțe din civile în ammunition box. Ok, trebuie să vorbim foarte serios, bine, să vorbim foarte serios, n-am cu cine, dar să ne gândim foarte serios la ce facem cu inventarul, că nu mai am absolut deloc loc. Ok. Nu, deci n-am cum să arunc nimic, îmi trebuie tot, deci eu mă uit la inventarul meu, acest flare nu-mi trebuie. Îmi trebuie tot, îmi trebuie filtrele, îmi trebuie bandajele, îmi trebuie mâncarea, apa, îmi trebuie gloanțele, îmi trebuie blood bag-ul ăsta, îmi trebuie cargecul, îmi trebuie tot. Deci nu am cum să scap de absolut nimic. Well, aia, nu scăpăm de nimic. Mamă, cât de puțină benzină ține Dune Buggy-ul. Ne răzgândim. Boys, oricât de mișto ar fi Dune Buggy-ul ăsta, are fucking... are un rezervor de un gas can și jumătate. Ceea ce înseamnă că nu va fi mașina viselor noastre. Gen, mașina e șmecheră, dar n-are nici rezervor mare, n-are nici locuri, numai că arată ea interesant. Bă, poate să arate ea cât de interesant vrea, că eu efectiv vreau să fiu o mașină eficientă și ca lumea. Bun, înseamnă că o să mai mergem în acest episod și la orășelul ăsta, la Hilo, să vedem care este treaba pe la el și după aia o să încheiem aici treaba, o să închei și eu sesiunea asta nocturnă de filmări de Unturned. Mâine în forță, boys, ca să vă dau așa un mic spoiler pentru episoadele de Minecraft care o să apară în perioada asta în care sunt plecat. Boys, o să mă duc când mă trezesc mâine dimineață, o să-mi iau un nou mouse. Nu vă zic care e, cel mai probabil n-o să vă gândiți la el pentru că de ce mi-aș lua așa ceva? Gen, așa s-ar gândi cineva, dar pur și simplu am zis să-mi iau un nou mouse, l-am văzut, o să-l iau și o să fac niște clipuri cu el și o să mă bucur eu că l-am adăugat la colecția mea de mouse-uri, dar am intrat blană în oraș. Okay. Ar trebui să nu mai pronunț chestia așa ciudat, dar suntem aici, am vrut să vin direct la Police Station, pentru că știți ce se află la Police Station? Gloanțe. Și mie îmi plac gloanțele. Mamă, cât zombie. Zombie ăsta se pare că o dă cap. Bineînțeles, noi o dăm no cap, fără șapcă. Chit că avem o șapcă. Ok. Cobra Magazine. Știu că am zis eu la început că vreau să iau un Cobra, dar acum nu prea mai vreau, pentru că nu mă ține locul din inventar. Chit că avem și vestă și travel pack, tot nu facem față. E o farmacie aici, ceea ce e destul de interesant. Și ce e? Restaurant, n-am mai văzut, e din ăla... Nu e, am vrut să zic că e grecesc, dar e gen verde deschis. Și eu ale grecești au gen albastru la deschis. Ok, aparent e un practitioner standard. Dressing, mai multe iteme care se-mi ocupe inventarul. Exact ce-mi trebuia. Sau mai bine zis, exact ce nu-mi trebuia. Am aruncat acel cloth că sigur nu o să mai avem ce face cu el. Sunt curios, uite, dacă am găsit aici un biohazard hood, ar fi OP, da, loc gen gas mask cu varianta aia portocalie, dar nu cred că o să găsim așa ceva. Da, rip, mă, arată foarte interesant Police Station-ul ăsta și fire-ul ăsta, pur și simplu toate clădirile. Știu că mi-am dat seama și asta când am jucat mapa inițial, toate clădirile sunt diferite și arată foarte interesant. Ia, e nota asta de Attention Survivors, bineînțeles, deci trebuie să mergem urgent la Aniel din HQ. Sincer, nici nu mai știu, nici n-am jucat niciodată Hawaii, v-am zis, după ce s-a făcut update-ul în care au adăugat Dead Zone-ul și NPC-urile. Deci, nu știu absolut deloc de la ce să mă aștept de la NPC-uri, dar presupun că o să vedem împreună când mergem. Am mai găsit un gas can, vreau să-l iau, dar n-am loc. Pâine stricată, te arunc. Bread. Cumva... am mai tras de inventarul ăsta și am mai găsit 4 sloturi pentru acest gas can. Pentru că eu o să vreau să iau toate gas can-urile, vă dați seama că o să vreau să fac la un moment dat industrial gas can-ul ăla, să nu mai am probleme cu benzina practic niciodată. Dar ca să craftăm industrial gas can-ul ne trebuie efectiv 5 gas can-uri, dar are capacitate, cred că are capacitate cât 5 gas can-uri și ocupă mult mai puțin spațiu decât 5 gas can-uri, deci pe total e o chestie care merită. Blowtorch, cred că te voi înlocui pe tine ăsta de 40%. What is this? Construction helmet. Și o să luăm blowtorch ăsta care e pe verde, să fim și noi așa mai reparați și aparent, what? Juice bar. Este un bar doar cu suc. Un bar așa, mai safe for work, dacă pot zic așa. Nici nu știam că există clădirile astea. Deci că mă expun la lume când joc Unturned. Văd și eu așa cum sunt construite orașele. Chit că este probabil cea mai proastă reprezentare la cum sunt construite orașele în viața reală. Candy bar. Da, deci efectiv este o chestie asta cu mâncare și pot să vă zic sincer că am avut parte de suficiente locații de unde putem să facem rost de mâncare. Salutare, bucătare. I-am tras katana peste cap. Dar da, aici ce este? Cred că e restaurantul și ăla este gen diner. Cred că dinerul e genul restaurant așa mai chill, dacă pot să zic așa, mai pentru oameni așa, mai formal, dacă vreți.
Ok. O să omorâm și zombii ăștia și o să-i terminăm la 78%. Katana asta se consumă destul de repede. Din nou sunt rafturile astea care arată atât de dubios, pentru că se vede că sunt făcute să fie puse în pământ, pentru că au gen picioare. Dar în fine, merg, n-am de ce să mă plâng. Și aici este botanistul cu semințe. Nu prea avem ce să facem momentan cu semințe, să le plantăm, să facem mai multă mâncare, dar nu avem nevoie de așa ceva. Bă, ăsta sincer este un restaurant frumos. Perfect. Te omorâm și pe tine și... Over was this. Boys, nu, am crezut că e pe o insulă, dar avem destinație pentru episodul următor. Din nou ne întoarcem la sudul mapei. Practic, în episodul următor o să trecem din nou granița asta. Este o graniță între partea de sus a mapei, unde e dead zone, sunt cave-uri, e baza militară, orașe, dailani. Și în partea de sud pare așa ea mai nașpa, cu ferme, cu resort, cu campground-uri, dar sunt chestii interesante și în partea sudică a mapei, vă asigur, și o să trecem episodul următor în ea și zici că am avut rici când am dat în zombie ăsta și o să vedem exact ce este și acolo. Și asta este casă de campground. Sincer, interesant că au pus-o aici. Va trebui să efectuăm împușcarea în zombie și nu știu ce e ăsta. A dropat ceva... Doi căței. Ia uite cum vin căței. A dropat un zombie, ceva ce arăta ca un filtru chiomb. Paintball Hopper. Adică useless, care va să zică alt green paintball hopper. Cred că n-am folosit niciodată un paintball gun decât în jocurile alea ciudate cu arena pe care le jucam acum foarte mult timp și sincer n-ar fi ideea să mai filmez un din ăla pentru că n-am văzut în România niciun clip pe el. Da. Povestea cu România. Dar da. Lume, cred că cam atât a fost pentru acest episod. Am cam explorat tot ce putea fi explorat. Piatra suspectă care arată ca o bază subterană. Destul de suspectă piatra aia turtită, n-am ce să zic. Dar oricum, lume, practic cam ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Nu uitați să fiți pe fază pentru mai multe episoade din serie. Eu am fost Azlo și noi ne vom vedea data viitoare. Salut!